La cina, cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsă din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar, vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să le-o deslege, să-l ia lin talpa de colpul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată cum se încruntă privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu-șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu, tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer. Și înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor și să-și spele ucenicii, ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au scurs. Și acum, a câta oară se așează iar Iisus? Să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Radu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus, în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un job. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave,
bătrân fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care arată un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Iar eu, nu așa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini trăindu-și iarăși taina. Încet, a câta oară, se apleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a lui țărână. Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge. Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul. Și nu uitați, pe cale, orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cununa.